În total, 141.035 de cereri de înscriere la clasa pregătitoare au fost completate în primele 2 săptămâni de înscrieri, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației remis agenției Mediafax. Dintre acestea, 117.032 de cereri, reprezentând 83%, vizează copii cu vârsta de 6 ani împliniți înainte de data de 1 septembrie 2016, iar 24.003 cereri, copii cu vârsta de 6 ani împliniți începând cu data de 1 septembrie 2016. Prin comparație, în primele 2 săptămâni de înscrieri, anul trecut au fost depuse 140.677 de solicitări. Termenul limită pentru prima etapă rezervată înscrierilor este vineri, 18 martie, ora 18. Cererile tip semnate de părinții sau tutorii legali pot fi completate online sau la unitatea de învățământ unde se dorește înscrierea. În cazul completării online, cererile tip trebuie validate la secretariatul școlii pentru care s-a optat, procedură care se desfășoară zilnic în intervalul orar 8-18 de luni până vineri, respectiv 9-13 sâmbătă. În intervalul 25-26 martie vor fi afișate, atât în unitățile de învățământ, cât și pe site-urile acestora și ale inspectoratelor școlare județene, informații privind candidații înmatriculați, numărul locurilor rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. A doua etapă de înscriere se va derula în perioada 30 martie-8 aprilie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 15 aprilie. Între 19 și 22 aprilie, inspectoratele școlare vor soluționa toate cazurile nerezolvate după încheierea etapei a doua de înscriere.